Ponta, reacție furibund la noile modificări ale codului fiscal, Dadil a pus pe mi sublinierea la ANAF se strâng banii pierduci prin prostiile lui. Fostul premier vine cu o reacție dur, după ce guvernul a anuncat noi modificări la codul fiscal. Victor Ponta susține că lucrurile sunt cârpite fără nicio gândire, analiz, studiu de impact, sublinierea arată mai rău decât înainte. Fostul lider social-democrat arunc în cuvinte grele sublinierea spre fostul ministru de finance, Ionuc Mi sublinierea, despre care spune ce a fost numit în fruntea ANAF pentru a strânge banii pierduci prin prostiile lui. În 24 iunie 2015 am reușit să adoptăm noul cod fiscal, după ani de muncă și dezbateri cu mediul de afaceri, cu expertii din țară și din afara, cu organismele financiare internaționale și cu toți cei interesați. A fost laudat de toată lumea ca fiind un cod modern, liberal, adaptat la noile condiții economice. Am promis atunci toti că acest cod fiscal va rămâne în vigoare nemodificat cel puțin până în 2020 pentru a asigura stabilitate și predictibilitate. În 2016 la 2017 noile guverne au intervenit cu satarul ordonantelor de urgență și au tot schimbat în mod idiot ceva ce mergea bine. După care a apărut faimosul specialist Ionut Misa cu aberanta lui Revoluție Fiscală. Asta bună a fost Revoluția Fiscală a lui Misa incat. Guvernul Dancil a ajuns deja la a cincea ordonanță de modificare a codului, și de fiecare dată lucrurile sunt carpite fără nicio gândire, analiza, studiu de impact. Si arata mai rău decât înainte. Drept răsplata pentru dezastrul Revoluției Fiscale, Dadil a pus pe Misa Sef la ANAF să strângă banii pierduti tocmai prin prostiile lui, si pe Teodorovici, care era ministru de finanțe în 2015, îl pune să ciopartească propriul cod din fiecare săptămână cu o nouă ordonanță. Viața are un umor negru greu de egalat. Dacă în 2015 toți oamenii de afaceri și investitorii erau fericiți, azi toți înjura guvernul și PSD, iar contabilii sunt în pragul sinuciderii.